Bună seara și bine ați venit la Filarmonica de Stat din Oradea, într-un decor puțin aparte. Am și uitat cum e să ai emoții, e mult mai ușor în momentul în care vorbesc decât când ești la pian, credeți-mă. Mă bucur că ați venit astăzi în număr atât de mare și poate că vă întrebați și am văzut pe rețelele de socializare că unii dintre voi v-ați întrebat și pe bună dreptate de ce și-ar face un club sportiv prezentarea lotului la Filarmonica de Stat din Oradea și nu într-o sală de sport. O întrebare pertinentă de altfel la care ne simțim datori să vă răspundem. E bine, orice club și orice entitate trebuie să-și adapteze mesajul publicului care i se oferă, da? Ei bine, tocmai din acest fapt, noi vedem în dumneavoastră un public galant, un public rafinat, un public care știe să guste din finețea unei astfel de experiențe, cum e cea a unei seri la Filarmonica de Stat din Oradea. Tot așa, citind comentariile dumneavoastră de pe Facebook și de pe celelalte rețele de socializare, am văzut că unii dintre dumneavoastră, pe parcursul acestei veri, au fost îngrijorați oarecum de perioada de transferuri și de transferurile pe care le facem și de ce nu le anunțăm mai repede și așa mai departe. Ei bine, aceeași întrebare mi-am pus-o și eu, punându-mă în locul dumneavoastră, și nu mi-a fost foarte greu pentru că fix acum un an eram exact în poziția dumneavoastră. Dar în vara aceasta, fiind parte din acest club, am reușit să văd anumite lucruri care în mod normal nu se văd, și tocmai din această cauză vreau să le vorbesc și cu dumneavoastră. Dar până atunci, hai să vedem, să ridicem mâna sus cine a avut o vară frumoasă, o vară relaxantă, o vară în care s-a dus la mare. Bun, bun, super. Restul, nu-i nimic, începe imediat litoralul pentru toți. Ei bine, ce se întâmplă în Clubul Sportiv Municipal pe parcursul verii sună cam așa. Se termină sezonul, noi nu mai avem meciuri, nu mai avem evenimente, lucrurile pe care putem să le postăm sunt mai puține, dar asta nu înseamnă că munca din spate se încheie. E o muncă extraordinară de grea, care constă în prospectare de jucători, scouting, integrarea lor în filozofia tactică a echipei, zeci de ore de vorbit cu ei la telefon și, nu în ultimul rând, negocierea contractului. La negocierea contractului mai vreau să sublinez o chestie. Între timp mă mai uit și la Șerban că s-ar putea să-mi zică: măi, chiar dai tot din casă astăzi, chiar așa faci cu noi. Trebuie să vă dau o veste bombă. Țineți-vă bine de scaune, luați-vă aspacardinul dacă trebuie, dar trebuie să vă zic că acest club nu are bani nelimitați. Dacă ar avea, vă dați seama că aveam și eu astăzi un frac frumos sau măcar un sacou care să nu fie din Ocico. Asta este, mergem mai departe. Neavând bani nelimitați, trebuie să fim în permanență atenți să aducem cei mai buni jucători cu putință, cu bugetul pe care îl avem. Cred că sunteți de acord cu mine toată sala. Bun, ne punem și postura jucătorilor. Un jucător care e bun are oferte de la mai multe cluburi, evident. Evident că printre cluburile alea sunt și cluburi cu posibilități financiare mult mai mari. Și atunci, ca acel jucător să ajungă la CSM Oradea, trebuie să așteptăm ca oferta celor de la CSM Oradea să fie cea mai bună și pentru jucător. Că eu vă înțeleg pe dumneavoastră și eu iubesc clubul ăsta și prioritizez clubul în locul banilor, dar ei, jucătorii, n-au bătut mingea prin Rogerius ca să iubească clubul așa ca noi. Bine, cu excepția lui Roli. Roli, eu bătut mingea în Rogerius. Toată această muncă și tot acest staff tehnic alcătuit din antrenor secund, antrenor principal, conducerea clubului și așa mai departe, funcționează ca o orchestră. O metaforă a faptului că suntem astăzi la Filarmonică. Și vreau să invit în fața dumneavoastră pe dirijorul acestei orchestre și cel care stă în spatele întregului proces. Vă rog să-l primiți cu aplauze pe antrenorul echipei CSM Oradea, Cristian Achim.
Bună seara! Îi mulțumesc colegului pentru prezentarea făcută pentru vara asta foarte muncită. Sunt și mai multe detalii legate de ce este în spate, dar nu este aici momentul să discutăm despre ele. Ce vreau să vă spun este că ne-a fost foarte, foarte dor de dumneavoastră. S-a văzut că și dumneavoastră de noi, pentru că la meciurile de la Debrețin o mare parte ați fost prezenți acolo. Și ați fost prezenți exact în felul în care trebuia să fiți, cu fani care ne-au încurajat în permanență, care au strigat, dar și cu familii întregi. Lucru care pentru mine personal și pentru noi contează foarte, foarte mult. Să nu uităm de acest concept al galeriei familie, care practic a fost inventat la Oradea și de care eu sunt foarte legat. Copiii noștri sunt viitorul nostru și noi avem datoria să îi creștem și prin sport. Iar noi la CSM Oradea încercăm să facem asta, chiar dacă, evident, principala noastră treabă sunt rezultatele imediate, dar încercăm să avem grijă cum ne creștem copiii, pentru că este foarte important. Discutând despre copiii noștri, aș dori să remarc că în acest sezon vom avea 5 jucători care sunt formați de academia noastră, de clubul nostru. Celor mai vechi, mă refer la Luca Năstruț, Mureșan și Schmidt, se adaugă 2 boboci, Patrick Tirb și Andrei Topai. Să nu credeți că nu puteam să aducem alți jucători români din țară. Puteam, ni s-au oferit foarte mulți tineri, însă noi am dorit foarte, foarte mult și dorim foarte mult să oferim șansa copiilor de la noi din oraș sau copiilor care sunt crescuți de noi, care au petrecut alături de noi ani întregi. Și mă bucur foarte tare că facem acest lucru. Celor 5, evident că trebuie să le adăugăm pe Roli Tărăc, care este orădean Jet Beget și care a fost crescut baschetbalistic în Oradea, chiar dacă nu de către clubul nostru. Sincer, vorbesc cu Roli de 2-3 ani, de 2 sigur, și mă bucur că în sfârșit a venit, nu știu, momentul să se întoarcă la echipa noastră și sunt foarte, foarte fericit. Discutând despre orădeni, aș dori să remarc venirea în staful nostru al antrenorilor, al lui David Carșai, de asemenea orădean și de asemenea un antrenor crescut de academia noastră. Din nou, puteam să aducem pe oricine altcineva, însă ne dorim foarte tare să dăm înapoi comunității cât se poate de mult. Evident, dacă lărgim spectru în tot staful, de altfel există numai orădeni, de la domnul Marinău, care e deja de 9 ani împreună cu noi, la Cristi Dan, care este cel mai vechi în această echipă, ca și la și cel mai nou venit, Rareș, care și el este orădean, împreună cu directorul clubului și, de ce nu, m-aș include și pe mine aici, pentru că după vreo 15 ani simt că am fost adoptat așa. Cât despre
În Rade, băieți, o să fie prezentați. Eu am dorit foarte tare să punctez lucrurile legate despre copii. Despre Rade Marcovici, pentru că și despre el va fi vorba astăzi sau mai mult despre el. În primul rând că este un fidel al acestui club. Este un tip care a fost alături de noi și ca jucător, acum și ca antrenor. Este un, aș spune, un fanatic al basketului, un tip dedicat 100%, cu o energie inimaginabilă și cu o putere și o putere de muncă și o dorință de a învăța la un alt nivel. Și eu personal îi prevăd un viitor foarte, foarte frumos în ale antrenoratului. În încheiere, aș dori să mă adresez mai mult fanilor decât copiilor de aici. Avem o echipă nouă, un pic prea nouă pentru gustul meu. Suntem foarte, foarte mulți. Avem cele mai multe schimbări, probabil, din ultimii 7 ani. Nu va fi ușor. Așa cum știți foarte bine, nu există echipă în niciun sport care să câștige toate meciurile, pentru că nu se poate. Însă vom avea nevoie de susținerea dumneavoastră continuă și așa cum ați demonstrat, nu știu, și în anii trecuți, când la un meci anume, echipa era condusă la 20 de puncte, însă absolut toată sala ne încuraja. Pentru noi aceste lucruri contează enorm, enorm. Și doresc să vă mulțumesc pentru asta și să ne vedem la sală cât mai repede. Prima ocazie este vineri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului profesor Cristian Achim. Iar noi, ca să ne dezmorțim puțin, aș vrea să jucăm un mic joculeț în seara asta. Un mic joculeț pe numere. Și joculețul sună cam așa. În momentul în care eu zic 1, vreau să aud palmele dumneavoastră. Vreau să vă aud bătând din palme. În momentul în care zic 2, vreau pe lângă palme sau și puțină gălăgie. Țipete, urlete ce vreți dumneavoastră. Iar când zic 3, la semnalul meu, vreau să aud un puternic CSM. Hai să facem unul de probă. 1. Doi. Așa, mă simt ca la ora de arena acum. Și 3. Așa, ora. Parcă v-ați mai dezmorțit un pic. Mergând mai departe, poate vă întrebați cine a fost cu ideea ca acest eveniment să aibă loc aici la Filarmonică. Ei bine, este vorba despre un om care cunoaște poate mai bine decât oricine ce înseamnă CSM, ce înseamnă publicul orădean și ce înseamnă să conduci spre performanță mai multe arii și mai multe discipline sportive. Nu vreau să fac o introducere foarte lungă, cred că v-ați dat seama de fapt despre cine vorbesc. Vreau să-l primiți în aplauzele dumneavoastră pe Șerban Sere! Bună seara tuturor, mulțumesc Mihai pentru prezentare. Vreau să vă spun că sunt la fel de emoționat ca și la prima noastră întâlnire, când văd atâția fani dedicați aici, când vă văd pe toți alături de echipa noastră și eu personal îmi mențin entuziasmul și starea de bine
când sunteți alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că susțineți și iubiți acest club, această echipă, și vă putem promite că noi vom încerca să facem întotdeauna tot ceea ce depinde de noi ca să fiți mulțumiți, să dăm totul pe teren, chiar dacă nu întotdeauna putem câștiga, pentru că așa e în sport. Ne dorim să vă oferim momente de neuitat, momente în care să fiți mândri de această echipă. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor sponsorilor, de asemenea, mulțumesc pentru prezența din această seară și faptul că ne susțineți în continuare. Pentru noi ca și club, deși financiar, fiscal, trecem printr-un an destul de greu, complicat, vreau să vă spun că partenerii noștri au rămas fideli. Unii au întâmpinat probleme mai mari, unii mai mici, dar să știți că au rămas alături de noi, ceea ce ne dă o motivație suplimentară și trebuie să înțelegeți că atunci când criticați sau vă bucurați de rezultatele acestei echipe, totul depinde de fani, de sponsori, pentru că fără fani sportul nu are sens, fără sponsori nu se poate. Mulțumim de asemenea conducerii Primăriei Municipiului Oradea, care a fost alături de noi an de an. Vă mulțumesc că formăm o familie și să știți că mi-aș dori ca și peste 10 ani să ne întâlnim în aceeași formulă și cu aceeași entuziasm. Cât despre momentul cel mai important sau poate cel mai important al acestei seri, avem un moment aniversar în care ne dorim să-l introducem pe Rade Marcovici în această seară în Hall of Fame-ul clubului. Vă rog, aplauze! Hai să vedem dacă aud un 2 pentru pentru omul despre care este astăzi. Când am fost întrebat despre Rade să spun câteva cuvinte, 3 cuvinte, n-am putut să spun decât energie, energie, energie. El este un om care, așa cum a spus și domnul Achim, este un om dedicat în ceea ce face, este un om dedicat 1000%, nu 100%. Probabil de aceea îi vedeți și reacțiile uneori exagerate pentru unii dintre dumneavoastră în timpul meciului, dar Rade nu știe să facă lucrurile pe jumătate. Deci este un idealist, este un perfecționist și consider că Clubul Sportiv Municipal în această seară este onorat să-l aibă în Hall of Fame pe Rade Marcovici. Vă mulțumesc! Going on, Chester, man. I just want to send out a congratulations to Roddy on making a Hall of Fame. It's been a pleasure playing with you the times that I did. Just seeing your preparation for each and every game, just seeing how focused you was on your shooting, focused you was on team aspect. It was a pleasure to play with you, and I'm proud to say that happy to see that you made it to the Hall of Fame for Chester, man. Once again, congratulations. Roddy, Chet Foch. Congratulations on being inducted into the Chesham Mayor Hall of Fame. What an amazing achievement for yourself, for your family. One of the best shooters that I've played with in my career. One of the most knowledgeable players. And how fitting it is that now you are coaching and are coaching at Chesham Mayor. And hopefully the players absorb some of your knowledge and bring plenty more championships to Oradea. Hopefully I'll get out there and we can share some smoky whiskies like old times. But again, congratulations. What an amazing achievement. Hello, Oradea. Hello, Chesame family. Hello, everybody. Nicola is here. I know that you guys miss me. I miss you too, guys. No worry, I'll be back. I just wanted to congratulate to my friend and to my brother, Radovan Rade Marković, to his special moment and great honor. Induction into Hall of Fame of Rade. Everybody who knows Rade and who worked with him, they know that this is just a result of his dedication and hard work that he put all these years as a player and as a coach. And this is a well-deserved honor. I'm very proud of him, and Rade, just keep going. Congrats one more time. To all of you guys, I wish you to have a good season, to stay healthy, and I hope you guys are gonna achieve all your goals. That's it, take care guys. Bye bye, Rade, see you soon. Rade,
Felicitări pentru introduction to the Hall of Fame. I had honor and privilege to work with you as a player and as a coach, and I can say that you are the most dedicated and hardworking person that I know in basketball. Crazy also, but that's another story. You know I love you. You know you are my brother. I just gonna wish you good luck for the next season and see you around, man. Take care. Dacă ar fi să-l descriu pe Rade într-un cuvânt, acela cu siguranță ar fi pasionat. Cred că întotdeauna ne-a dat tuturor spiritul acesta lui de a lupta până la capăt, de a ține cont de toate lucrurile și de toate detaliile, și lucrul ăsta pot spune că a făcut-o atât ca jucător atunci când eu abia ajunsesem la echipă și continuă să o facă până în ziua de astăzi ca și antrenor secund. Cred că cel mai important lucru la Rade, lucru la care mă gândesc de fiecare când îl văd, e dorința de muncă pe care o are întotdeauna. Este un lucru absolut fabulos, un lucru pe care îl găsești în foarte puțini oameni. Iubești atât de mult ceea ce faci încât nu ai cum, stând în jurul lui, să nu-ți dorești și tu să faci mai mult, să fii mai bun, să muncești mai mult. Cred că este un om care merită să fie introdus în Hall of Fame-ul CSM Oradea, și pe această cale vreau să îi transmit sincere felicitări și sunt mândru că am reușit să lucrez cu el și să fiu inspirat de el timp de atâția ani. Radea ar putea fi descris ca un dedicat basketului. Așa a fost și ca jucător, așa este și ca antrenor, munte de energie și practic împinge la limită antrenamentele în cel mai bun sens cu putință. Felicitări, Rade, pentru Hall of Fame. Mă bucur foarte tare că ești în galeria eroilor noștri. Când mă gândesc la Rade, mă gândesc la profesionalismul lui, mă gândesc la faptul că este un om care știe foarte mult ce vrea și cred că va deveni un antrenor foarte bun. Eu cred că Rade a avut o influență benefică atât ca jucător cât și ca antrenor. Nu există fan CSM care să nu-și aducă aminte de aruncările de 3 puncte, de multele victorii pe care le-a adus în ultimele secunde, de energia cu care juca, iar ca antrenor exact la fel. Este un om al detaliilor, un om care muncește foarte mult și un om care are niște obiective și niște idealuri foarte clare. Rade, meriți cu prisosință să fii în Hall of Fame-ul clubului CSM Oradea. Mă bucur foarte mult că faci parte din echipa și familia CSM Oradea și îți doresc tot ce mai bun în viitor pentru tine și familia ta. L-am cunoscut pe Rade la petrecerea după primul campionat câștigat în 2016, însă mi-aduc aminte de el deja de la primul sezon, când a venit la CSM Oradea și împreună cu acea generație, Rade practic a dus pentru CSM Oradea acel status din care ne-a mutat din underdog în echipă cu pretenții, și de fiecare dată când intra pe teren venea cu foarte, foarte, foarte multă energie și la fel a rămas și în calitate de antrenor. Vine cu foarte multă energie de pe bancă, de fiecare dată când se întâmplă ceva pe teren în timpul meciurilor, trăsare, urlă, spune, încurajează și așa mai departe, și pentru asta îl iubim. Brate, welcome to the Hall of Fame, congratulations! Cuvântul care îl descrie pe Rade din punctul meu de vedere este pasiune pentru tot ceea ce face. Seriozitatea lui, focusul și determinarea pe care o arată. Rade și-a motivat echipa și o conduce într-un mod fabulos. Este implicat, își stimulează toți oamenii din echipă și îi conduce spre cele mai faimoase victorii. În afara terenului am avut experiențe personale în care m-a ajutat foarte mult, atât pe mine cât și pe fiul meu, și mulțumesc pentru asta. Cum aș descrie pe Rade într-un singur cuvânt? Un erou pentru mulți cunoscători de basket din oraș. Ca jucător a fost acel sânge sârbesc care trebuia în momentul respectiv în echipă, iar ca și antrenor, cred că la fel, plus de un plus de imbold echipei. Are acel ceva al lui. Prin 2015, probabil, era un meci în care a fost introdus ultimul sfert pentru că echipa era în minus și trebuia să câștigăm, și știu că a venit cu 3 coșuri de 3, așa easy. Ați auzit atât de multe despre el, cred că vreți să auziți ce are și el de spus. Dar pentru asta, hai să-i creăm o atmosferă care să-i simpatizeze, să vină cu drag pe scenă și să facem un 3. Doamnelor și domnilor, Rade Marcovici!
Eu fac un speech scurt. Dacă greșesc sau nu pronunț ceva corect, îmi cer scuze. Asta este... Sunt foarte emoționat. Mulțumesc, Robi, pentru video grozav. Este ceva... Uf! CSM Oradea este cea mai iubită echipa mea din lume, sincer. Nu este Red Star, nu este Partizan. Și este mare onoare și privilegiu să devin un membru de la Hall of Fame aici. Foarte scurt, vreau să mulțumesc pentru Șerban, coach, Marius și tuturor membrilor de la CSM Oradea pentru munca extraordinară în timpul de mai mult decât 15 ani și pentru voi toți, fanilor, prietenilor, familiilor, pentru susținere și pentru toată dragostea voastră. Sărbătoarea nu are sens fără oamenii care te nu respectă sau nu te iubesc. Noi avem asta aici, eu simt întotdeauna în Oradea este eu simt aici ca și acasă. Mulțumesc încă o dată și mă bucur și fericit and we hope we'll have amazing season again this year. Thank you very much. Nu știu unde vrei să pleci, Rade, doar nu vrei să pleci cu mâna goală. Oradea, cred că mai merită Rade încă un doi din partea noastră. Puternic, puternic, puternic pentru tot ce a făcut pentru CSM Oradea. Înainte să mergem mai departe, mai vreau să subliniez un lucru foarte, foarte scurt. Mă uit în sală și văd o familie CSM exact așa cum e ea, cu foarte mulți suporteri, dar în același timp și cu juniorii noștri din Academie. Iar acest fapt că reușim să avem o continuitate cu sportivii noștri și să creăm practic un mediu sportiv, competitiv, în care iată că mulți dintre ei ajung și în Liga Națională de Basket, cred că este un lucru extraordinar, este un lucru cu care ne mândrim și cu care chiar putem să fim mândri. Mai departe, urmează, practic, cel mai important sau motivul pentru care ați venit astăzi aici, pentru că introducerea lui Rade a fost oarecum un fel de surpriză. Așadar, o să intrăm puțin, puțin și încet, încet, așa, în atmosfera de arenă, pe un fundal sonor excepțional pentru care suntem extrem, extrem de recunoscători. Doamnelor și domnilor! Urmează prezentarea lotului 2024-2025 CSM CSU Oradea. Cu numărul 0 vine din America, dar are cetățenie română. Este la al 7-lea sezon la CSM Oradea. Joacă pozițiile 1 și 2. Domnilor și domnilor, Christopher Jamel Richard. Mergem mai departe, numărul 1 vine din Lituania și este la al 3-lea sezon alături de noi. Doamnelor și domnilor, pe poziția 4, Donata Starole! Următorul jucător, născut în Statele Unite, dar are și cetățenie portugheză. Joacă pe pozițiile 2 și 3 și va purta la CSM Oradea numărul 2,
domnilor și domnilor, Travante Antonio Williams! Următorul jucător a luat acceleratul de la Rapid și a venit până la Oradea cu numărul 4. Aplauze pentru Zayed Alkabir Bridge! Următorul jucător a venit la Oradea tocmai din Turcia. Va juca pentru CSM Oradea cu numărul 7. Să-l primim cum se cuvine pe Brandon Brown! Să faceți loc și pentru omul nostru mare, cu numărul 13, născut în Canada. Aplauze pentru Calip Ian! Următorul jucător, Oradea Born and Raised, numărul 14, vine tocmai de la CSM Constanța. Va juca pe poziția 4, îl știți cu toții, îl iubiți pe Roland Dară! Următorul jucător se află la al treilea sezon la echipa de seniori a CSM Oradea. Joacă pe poziția 2 și joacă cu numărul lui Jordan. Aplauze puternice pentru Luca Năstruț! Următorul jucător, poate unul dintre cei mai iubiți jucători all-time ai CSM Oradea, este la al 10-lea sezon aici. Este capitan de echipă, de 3 ori campion național al României, alături de CSM Oradea, cu numărul 24, capitanul Nicolae Bogdan Bobe Nicolescu! Următorul jucător se află la al 4-lea sezon la echipa de seniori. Va juca cu numărul 28 și s-a născut la Satu Mare. Aplauze pentru Raul Nicolae Mureșan! Următorul jucător s-a născut la Timișoara, dar joacă deja de 3 ani la Oradea. Cu numărul 35, aplauze pentru Carol Marian Schmidt! Mai departe, un jucător care, la fel ca Said, a luat acceleratul de la București ca să vină aici. Aplauze pentru Paulus Petrilevicius! Și-au mai rămas doi jucători, speranțele clubului, speranțele Academiei. Aplauze pentru un produs al Academiei, lider al generației 2007, cu numărul 8, Patrick Adrian Târg! Următorul jucător, cu numărul 17, mezinul echipei, urmând să împlinească 16 ani în luna noiembrie, un produs al Academiei și component al lotului Under 16. Aplauze pentru Andrei Cristian Topor! Și ultimul, dar nu cel din urmă, om, mă rog, impropriu zis om, de pe parchet, cel mai împlinit om din România. Aplauze pentru Leone! A
Acesta este lotul de jucători al CSM Oradea. Mai departe vă vom prezenta și staful tehnic al echipei. Pe postul de antrenor principal, născut la Râmnicu Vâlcea, dar adoptat, cum a spus și el, de CSM Oradea, de trei ori campion național cu CSM Oradea, peste 100 de meciuri în cupele europene. Doamnelor și domnilor, unicul și inegalabilul Cristian Achim! Cel mai proaspăt membru în Hall of Fame-ul clubului, născut la Belgrad, aflat la al 6-lea sezon ca antrenor secund, al 10-lea sezon la CSM Oradea. Aplauze pentru Radovan Marković! Pe postul de antrenor de pregătire fizică la echipa de senior, coordonator al centrului de junior pe parte de pregătire fizică, un etalon în ceea ce înseamnă sportul din Oradea, aplauze pentru Marius Marinău! Are grijă de noi să fim întotdeauna apți și sănătoși, medicul echipei, născut la Oradea, medic sportiv cu bogată experiență în domeniu, al 11-lea sezon la CSM Oradea, doamnelor și domnilor, Alin Iova! Ultimul, dar nu și cel din urmă, cel mai vechi component al staffului tehnic de la CSM Oradea, pe postul de kinetoterapeut și unul dintre cei mai devotați oameni care au activat la CSM Oradea, doamnelor și domnilor, Vasile Cristian Dan! Pe postul de fizioterapeut este nou în staful nostru, dar cu siguranță va rămâne alături de noi mulți, mulți ani. Aplauze pentru Rareș Vidican! Și ultimul, dar nu cel din urmă, cel care și-a dedicat toată viața acestui club, doamnelor și domnilor, proaspăt în staful nostru, aplauze, nu te pune jos, aplauze pentru David Cărșai! Băieți, să ne strângem puțin pentru o poză la care să ne uităm peste ani și ani și să ne amintim de aceste momente inegalabile. Departe, am vrea să-i cunoașteți un pic pe câțiva dintre băieții noștri. Tocmai de aceea o să le dăm cuvântul pe rând și primul care vrea să vă adreseze câteva vorbe este nimeni altul decât capitanul echipei, Bobe Nicolescu! Bună seara, nu știu dacă vă era dor să mă cunoașteți și mai mult de atâta. Eu mă bucur să fiu încă un nou sezon în fața dumneavoastră. Pentru mine e sezonul cu numărul 10. Nu mai am emoții ca la primul, dar sunt mai motivat ca la niciunul. Și ăsta e un lucru pe care noi toți și care ne-am adunat astăzi în fața dumneavoastră vrem să vi-l promitem. Nu putem să vă promitem, cum au zis și domnul Șerban și domnul antrenor mai devreme. Nu putem să vă promitem că o să câștigăm fiecare meci, dar putem să vă promitem că o să luptăm și știm că voi asta vă doriți de la noi cel mai mult. Putem să vă promitem că o să fim motivați, că o să ne dorim să câștigăm fiecare meci și o să facem tot ce stă în putința noastră să o facem. Și mai departe putem doar să vă așteptăm la sală, să ne bucurăm împreună de cât mai multe momente frumoase, așa cum ne-am bucurat în toți acești ani. Și sper că și anul acesta, ca și în toți ceilalți, să avem
parte de momente frumoase împreună și de ce nu la final să sărbătorim un nou trofeu. Hai să vedem dacă auzim un doi puternic pentru capitanul echipei, Bobe Nicolescu! Ok, cu el v-ați obișnuit oricum, știți speech-urile lui foarte calculate, foarte elocvente, dar cu următorii jucători să știți că nu cred că ați mai stat de vorbă, sau cel puțin nu recent. Mai departe, va lua cuvântul în fața dumneavoastră, Roli Tără! Mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați spus. E un pic emoționat să fiu aici după atâția ani în care am fost plecat, dar este o vorbă, nicăieri nu e ca acasă. Eu am venit acasă cu gândul ca să ajut echipa, ca să ajut colegii, ca să pot să dau înapoi tot ce am învățat în anii aceștia în care am fost plecat. Despre echipă s-a vorbit, cred că o să avem un lot foarte bun, un lot foarte competitiv. Mie nu-mi place să promit, vreau să iau meci de meci, vreau să iau minut cu minut, dar cu siguranță toată echipa și toți jucătorii și staff-ul o să facem tot posibilul ca să avem rezultate și la sfârșitul sezonului, când tragem o linie, să ne bucurăm de rezultatele cele mai bune. Sper un parcurs foarte lung în cupele europene și sunt convins că cu ajutorul vostru, cu ajutorul fanilor și cu ajutorul familiei o să reușim. Încă o chestie am mai vrut să spun, m-au luat emoțiile un pic. E vorba când am jucat în celelalte echipe și am primit calendarul, primul lucru a fost când jucăm cu Oradea. Când jucăm cu Oradea la Oradea. Pentru că știam, când ajung în Oradea și se va face o prezentare, se strigă numărul 14 Tore Crolan și o să aud aplaude și o să aud zgomote, cum a făcut și domnul prezentator. Am auzit 1, 2, 3 în momentele când am fost eu prezentat. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu mare, mare emoție la meci. Mulțumesc! Mulțumim foarte frumos, Roli! Cred că mulți dintre noi am descoperit astăzi latura aceasta mai sensibilă a lui. Mai departe, tot așa un jucător care cu siguranță va face o figură foarte, foarte frumoasă aici la clubul nostru și care sperăm că va fi, de ce nu, parte la un moment dat din Hall of Fame. Dar cel puțin sezonul ăsta sunt sigur că ne va aduce multă, multă glorie. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Travante Williams! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hey, 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 party people. How's it going? They're gonna play my song after this. I'm Travante Williams. I'm all the way from Alaska. You can call me Tony. Super, super, super excited to be here. This is an amazing team that has been assembled. Shout outs to the coaches, shout outs to everybody that put it together. Great guys on this team, great captains. My guy right there. Super, 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 super excited to be here. Love the energy, love the city. Thank you for having me. Let's have a great, great year. And bring out your boots, baby. Get it. You see that? I want you guys to watch. This is how we're doing all year, baby. So you got to get it. Take care. I love y'all. Gălăgie pentru poate cel mai carismatic jucător pe care l-am văzut. Nice boots, though. Iar mai departe, poate un pic în contrast cu acest spirit al lui Tony, dau cuvântul unui jucător cu o maturitate extraordinară și care, în momentul în care te uiți la el jucând, poți să vezi ceea ce unii numesc poetry in motion. Doamnelor și domnilor, Brandon Brown! Wow! How do you follow that? Well, first of all, Siobhan, Coach Christian,
I want to say thank you for inviting me to be a part of this project. I think we have built something really special here with this group. Older guys, younger guys, vets, it's a great mix. And so I'm very excited about what we've built, what we're putting together. The staff, everything you guys are gonna do and have been through so far, thank you. The fans, I've heard great things. I've heard really good things about you guys. But I wanna hear y'all. I wanna hear y'all. Can I hear the chest, chest, M? That one. Now, more, more. Okay, 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 okay. That's what I want in O'Reilly Arena. I'll see y'all there. All right, guys, thank you so, so, so much for being here. Doamnelor și domnilor, haideți cu un doi puternic odată pentru tot lotul CSM Oradea și tot staful CSM Oradea. Și să le oferim o ieșire la fel cum a fost intrarea. 3! Hei, doamnelor și domnilor, seara de curs minunat până acum, vreau să vă pun o întrebare. Are toată lumea telefonul la el? Da? Super, nici nu mă gândeam altfel, mai ales copiii de aici, jucătorii de echipa de juniori. Să știți că n-am venit astăzi cu mâna goală, nici cu mâna plină, dar ideea este că avem un cadou pentru dumneavoastră. Și am să vă rog doar să vă țineți telefoanele aproape. Mai multe detalii nu vă dau. Vreau doar să invit în scenă un om special, un om care a lucrat foarte mult la ceea ce dumneavoastră urmează să vedeți. Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru Alex, care va lansa aplicația oficială CSM Oradea! Bună seara, Oradea, bună seara, CSM, mai bine zis, bună seara, familia CSM. Mă bucur să vă cunosc, de aici cel puțin. Numele meu este Alex Ilaghi, reprezint echipa Text the Caps și am puțin emoții, mă scuzați voi. După cum zicea și Mihai, noi n-am bătut așa mult mingea de basket, dar am butonat. Cea mai mare parte din echipă suntem din Oradea, și ne-am gândit să facem o diferență în comunitatea oradeană. Motiv pentru care, întâi aș vrea să ne cunoașteți pe noi, iar apoi o să vedem ce o să putem face în aplicație. Ok, principalele funcționalități o să fie noutăți, bilete și abonamente, să nu mai stați la coadă sau să vă deplasați până la arena. Biletele o să le puteți lua direct din aplicație, integrată cu Eventbook, în colaborare cu ei. O să putem să vedem echipa, galeria și vă încurajez să o descărcați și împreună să o construim și să facem tot mai bună. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Alex, pentru tot ajutorul. Oradea, v-ați descărcat aplicația? Bun, mai lăsăm. Robi, mai lăsăm un pic QR-ul. Nu e nicio problemă. De asta am venit. Poate pentru ultima dată în seara asta vreau să aud un 3 puternic.
Ok. Toată lumea a reușit să descarce aplicația? Yeah. Să sperăm că da. Ei bine, doamnelor și domnilor, ăștia suntem, cu ăștia am defilat. Eu zic că deschiși în fața dumneavoastră, foarte simpatici astăzi. Leone, să știți că lui place în centru atenției, dar cred că e bine acolo în spate. Am văzut că v-ați îngrijorat pentru el. Noi vă mulțumim foarte frumos, vă suntem foarte recunoscători pentru faptul că ați venit astăzi aici. La fel de recunoscători suntem și celor de la Filarmonica de Stat din Oradea și aici vrem să îi acordăm mulțumiri speciale doamnei Carmen Rus, manager la Filarmonica de Stat din Oradea. Iar doamnelor și domnilor, pe mine cred că deja mă știți, eu am fost și astăzi, voi fi și în sezonul acesta, Mihai Petrețchi pentru dumneavoastră. Și vreau să încheiem, vă invităm să rămâneți la autografe. Cred că ați primit cu toții acele mici foi pe care să strângeți autografe de la favoriții voștri. Iar eu zic să încheiem această seară pe note muzicale, într-un ritm galant și elegant. În aplauzele dumneavoastră au fost astăzi alături de noi Camele Andone la pian, Bogdan Cocora la violoncel și Teodorean Popa la vioară, artiști, instrumentiști ai Filarmonicii de Stat din Oradea. Și de asemenea îi mulțumim special și lui Sergiu Suci, care a fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost prezentarea lotului CSM Oradea, lotul pentru sezonul 2024-2025. Eu vă las în compania acestor talentați artiști. Mulțumim frumos!